Salut! Iată, în sfârșit a venit momentul să ne apucăm și de acest frumos Volkswagen Golf 5 Plus. Hai să vedem ce avem de reparat la el, pentru că acum, în primul episod, îi vom vopsi părțile care sunt deteriorate, adică lovite. Hai să vedem care sunt acele. Ia uitați, aici apare pe din spate, avem această mică lovitură, iar aici, asta care e mai adâncă puțin, s-o facem și aici pe ușă, eu vreau să o pierd încoace, pentru că e păcat de ea să nu o fac. Mai avem aici, trebuie să dăm plasticul ăsta jos, să vedem ce e cu proiectorul ăsta, de ce stă așa. Și aici, vedeți, asta trebuie să reparăm, vedem, cred că o putem vopsi doar pe aici. Și mai avem colțul ăsta de aici, de bară, vedeți, uitați, vreau să o fac acolo și... foarte puțin aici. Așa că hai să ne apucăm de treabă, pentru că va fi o zi lungă. Întotdeauna protejăm anvelopele și ce vom face? Prima dată, cu un polizor, vom șlefui tot până la tablă. Asta, după care putem trage dacă e de tras, punem kit unde trebuie și până să usucă kitul, ca să nu stăm, ne putem apuca de părțile celelalte. Vedeți, foarte repede, ușor, am umplut cu kit de fibră, dat așa alandala, să mă umple găurile mai mari, vedeți, și aici, și aici, după care voi veni cu kit normal, pentru că l-ar putem șlefui ușor și lucra mult mai bine. Cu ăsta lucri mai greu, ăsta e bine să umpli găurile mari. Și până se usucă acolo, o să începem să șlefuim astea, nu știu dacă se vede pe cameră, pentru că e și o culoare închisă, dar vom începe să le șlefuim cu această mașină, cu un șmirghel mai fin, să le scoatem cât putem, după aia tragem puțin kit și totul va ieși bine. Vedeți, după ce am terminat de șlefuit, ia uitați, a mai rămas foarte puțin, trebuie să umplem astea cu plecuri de kit. Deci aproape ca a ieșit din șmirghel, doar că sunt foarte adânc și n-avem ce face, trebuie să punem kit. Așa că hai să chituim. Până se usucă acolo, avem de lucru aici. Hai să vedem ce găsim sub acest plastic. Aici mi-e mai groază. Asta e ok. I-a dat găuri. Să fie de ajuns, să-l prindă bine. Am descoperit care e problema. Nu știu dacă se vede. Aici are o clemă
care e ruptă și îl împinge în spate. Am să încerc cumva să o lipesc. Deja e altceva, ia uitați. Ăsta mai trebuie să-l împing puțin, să-l prind în șuruburi și aici. Uitați cum stă proiectorul, nu se mai mișcă. Și asta aici, uitați cum e. Deci ne putem apuca de treabă. Ia uitați, deja am început să dau cu fiuler. Uitați cum a ieșit și aripa. Am uitat să filmez după ce am terminat-o de chituit. Ia uitați și aici ce frumos. Am terminat și cu fiulerul și pe partea asta, la altă am despachetat-o. Acum urmează să șlefuim. Așa că vom începe să șlefuim fiulerul și să mătuim unde vom vopsi. Am terminat de șlefuit, de mătuit, am împachetat tot. Ia priviți ce frumos. Toată e împachetată. Și aici, în spate. Ia uitați. Acum trebuie să-i preparăm vopseaua. Să o degresăm înainte, după care vom vopsi. Avem aici 150 de grame de vopsea neagră de la Volkswagen, C9Z e codul, iar peste ea mai adăugăm vreo 60 de ml de diluant. Am adăugat diluantul pentru vopsea, nu nitro, și începem să amestecăm foarte bine vopseaua. Am pus vopsea în pistol și cu această vopsea vom vopsi la 1,7 bari, 1,8, depinde cum vrem să iasă. Și foarte important, înainte trebuie să dăm peste tot unde avem fiuler. Deci doar acolo, sau spray kit, sau cum mai vreți voi să-i spuneți. Deci prima dată dăm doar acolo unde avem fiuler. După aia, prima și a doua mână și după aia mai venim cu încă vreo două mâini și acoperim tot. Și ia priviți, am terminat golful de vopsit. Uitați ce frumos a ieșit și aici. Ia uitați și bara din spate, nu mai se vede deloc, vedeți acele zgârieturi. Pierderea făcută frumos. Nici nu se simte la mână, doar se vede puțină linie care la polișat iese. Și hai să vedem și aripa. Ia uitați, aripa din spate cu ușa complet
vopsite doar partea asta de aici, aici puțin, și restul dată toate cu lac. Vedeți, pierdere făcută la linie. Ia-ți până în capăt, aici e mătuită și aici doar polișată. Ce părere aveți? Cum a ieșit? Vă rog, lăsați-mi în comentarii să-mi spuneți și mie dacă am făcut un lucru bun sau nu, să știu. Mai merită să fac astfel de videoclipuri sau nu? Vă place sau nu vă place? Lăsați-mi, vă rog, în comentarii. Mai avem de lucru pe ea. În episoadele următoare veți vedea cum o polișăm toată și o să o facem. Am să vă învăț să polișați, mai ales la negru. Trebuie să iasă o culoare extraordinar de frumoasă. Și să eliminăm toate zgrieturile, vă voi învăța și să eliminați hologramele. După care mai trebuie să vopsim aceste geante, să iasă frumos. O să mai polișăm farurile, o curățăm pe dinăuntru și vom vedea ce mai avem de pus la ea. Am cumpărat și acolo niște capace pentru genți, din ele frumoase de Volkswagen. Dar toate astea le veți vedea în videoclipurile următoare. După care, la final, îi vom face o prezentare frumoasă și un test drive cu ea, să vedem cum are motorul de 2 litri, 140 de cai. Așa că ne vedem în videoclipurile următoare.